Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine v-am regăsit la o nouă etalare! Voi face o etalare pentru Zodia Leu, Luna sau Ascendent în Zodia Leu pentru următoarele zile, următoarea săptămână. Dar înainte de toate, vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați și să vă înscrieți la canal dacă n-ați făcut-o. Știu că v-am plictisit, dar este datoria mea să o fac, să vă înscrieți, este gratuit, nu vă costă nimic, dar în acest mod ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri practice și clare din partea tarotului. Și dacă doriți o etalare în privat de desubt acest videoclip, este adresa de mail unde puteți scrie și vă voi răspunde cu drag. Hai să vedem Zodia Leu, Luna sau Ascendent în Zodia Leu, ce va fi, ce va urma în următoarele zile pentru dumneavoastră, pentru toți cei care s-au înscris la canalul meu, pentru toți cei care mă urmăresc. Haideți, ok, mulțumesc. Doi de cupe, wow! O iubire! Cineva va veni către dumneavoastră să vă ofere cupa păcii, cupa iubirii, cupa dragostei. Poate fi persoana iubită, poate fi un prieten, o soră. Cineva va veni cu drag spre dumneavoastră să vă ajute, să se apropie și vă va demonstra prin fapte și poate și prin cuvinte sau prin fapte că ține la dumneavoastră și văd o iertare sau o împăcare cu cineva, poate cu care ați avut probleme. Văd că va fi aici ajutor din partea altei persoane spre dumneavoastră. Împăratul, stabilitate. În casă, în familie, din partea unui bărbat, vă va aduce stabilitate, confort. Văd că vă veți organiza cu acest bărbat pentru o casă, un proiect de casă sau pentru stabilitatea dumneavoastră. E nevoie de logică și de disciplină. Și văd echilibru. Sau poate o persoană de la locul de muncă sau din partea unei instituții cu care vă va ajuta sau va sări în ajutorul dumneavoastră. Nouăle de bețe. Văd că vă protejați ce ați construit și dacă e nevoie să luptați pentru ce ați construit, vă văd așa pe poziție, să spuneți chiar și nu dacă este nevoie, nu mai doriți să treceți prin ce ați trecut. Pentru că văd o situație din trecut care poate reveni în viața dumneavoastră și deja știți cu ce se mănâncă, ați mai trecut prin acea situație și vă văd pregătiți de luptă și pentru a vă proteja. Da? Sau pentru a spune nu. De data asta văd că v-ați luat măsuri de precauție și văd că veți intra în legătură cu zodii de apărat Scorpion, Pești sau Foc, Berbec, Leu, Săgetător. Și cifra 9 sau 2, 4 are un rol important. O situație din trecut aici, care v-a dat bătăi de cap, v-a adus stres. Sunteți pe poziții să spuneți, v-ați învățat lecția, să spunem așa, și nu mai doriți să le repetați. Mulțumesc, dar mai aveți un pic, să știți, și veți trece peste aceste probleme. Wow! Șaptele de cupe, mai multe opțiuni sau alegeri pe care trebuie să le faceți. Și veți sta un pic pe gânduri și vă veți gândi la aceste opțiuni, la aceste alegeri pe care trebuie să faceți. Poate să vă cumpărați ceva sau să aduceți o schimbare în viața dumneavoastră sau gânduri și tot felul de iluzii. Nouăle de monede. Este clar că aveți parte de echilibru. Vă veți echilibra emoțional, vă veți vindeca, abundență, prosperitate după munca pe care ați depus-o. Văd că vă veți lua odihnă, veți lua un moment de odihnă, vă veți bucura de și veți savura lucrurile care vă aduc plăcere. Nouăle de monede, poate veți primi o sumă de bani și văd că vă veți culca liniștiți că aveți stabilitate economică. Și văd că veți sta foarte bine chiar și singur, cu problema noastră persoană, în liniște, în armonie. Vă veți axa mai mult pe problema noastră persoană. Vă veți bucura de singurătate. Șasele de spade. Veți ieși într-o furtună emoțională. Șasele de spade, vă gândiți la un drum, să mergeți poate cu familia sau în ce privește un disconfort fizic, poate posibil să vă doară un pic capul. Sau șasele de spade spune că veți face o alegere să plecați la drum și vă veți simți foarte bine la acest drum și văd că încet, încet veți merge spre lumină. Veți lăsa lucrurile și persoanele toxice în urma dumneavoastră care au provocat dramă, le veți lăsa în urmă, care au provocat dramă, da.
prin cuvinte, prin gânduri, v-au dus cu zahărelul, cu vorba, nu s-au ținut de cuvânt, văd că le veți lăsa în urma dumneavoastră și veți merge mai departe și veți avea o familie fericită, o familie unită, dragii mei lei. Văd că familia vă va sta alături, persoane oneste în care puteți avea încredere, vă vor fi alături. Curcubeul va ieși pe strada noastră, o împlinire, o satisfacție, o bucurie, o fericire, poate la drum sau din trecutul dumneavoastră. Vă veți bucura cu familia, cu membrii familiei, copiii se vor juca. Văd și o petrecere, poate veți merge la drum la familia de origine sau membrii familiei de origine unde veți face o petrecere, unde vă veți bucura alături de ei. Optul de spade, dar văd totuși că va fi un blocaj în mintea dumneavoastră. Vă veți gândi la o situație pentru a o rezolva, dar în ce privește activitățile cu alte persoane sau în ce privește o relație de trei persoane, o relație de trio, sau văd că vă veți gândi la un contract sau la activitățile pe care trebuie să le faceți. Regina de cupă, femeie în semn de apă, a Scorpion, Pești sau care are în tema sa natală planete importante, care vă va sări în ajutor. O persoană empatică și intuitivă sau dumneavoastră veți fi acea persoană care veți fi în ajutorul persoanelor din familie sau prietenilor. Și văd că e nevoie să vă vindecați inima, sentimentele, emoțiile, vă gândiți la acel trecut, vă uitați la acel trecut, vă vor reveni anumite amintiri din trecut, să spunem așa, sau într-o relație din trecutul dumneavoastră. Și văd că veți face activități cu această femeie, poate fi blânduță, cu ochii verzi sau albaștri, care vă va oferi această cupă și vă va bucura. Veți simți emoții plăcute, ajutor din partea acelei persoane. O persoană empatică și foarte intuitivă, foarte sensibilă, cu care veți face activități de tot felul sau cu care veți comunica sau veți face un contract de muncă. Haideți să vedem. Împărăteasa, zodia Taur, balanță. Împărăteasa îmi spune că veți fi foarte comunicativă, veți fi foarte încrezătoare. Văd că o floare sau vă plac florile sau veți primi o floare sau veți oferi o floare unei femei sau femeii care îi plac florile și văd o zonă de deal unde veți merge, nu știu, vă atrage acea zonă de deal, o persoană din trecutul dumneavoastră, poate unde ați copilărit sau unde veți merge. Văd că veți avea mai multă încredere în propria noastră persoană și veți ști exact ceea ce vă veți dori și veți spune ceea ce vă veți dori. Veți acționa, este clar, veți da naștere unei dorințe, unui proiect, acțiune din partea acestei femei sau dacă sunteți dumneavoastră, veți da naștere unei dorințe, comunicare, creativitate, fertilitate și abundență. Da, un cavaler de bețe la care aveți foarte multă speranță dumneavoastră. Acest bărbat, berbec, leu, săgetător, vă va aduce speranța unui viitor mai bun sau aveți speranță la acest bărbat, o aventură cu acest bărbat destinată vouă, o persoană nerăbdătoare sau foarte focoasă, un bărbat de la drum care poate veni către dumneavoastră cu inima deschisă și văd o vindecare la drum sau vă întâlniți cu acest bărbat la drum și începeți o nouă aventură. Zodia vărsător poate avea un rol important, văd vindecare, senzualitate, ghidare divină, să spunem așa. Este o persoană specială pentru voi sau veți intra în contact cu zodia vărsător și veți comunica sau veți vorbi la drum de relația noastră sentimentală. Oricum, văd că veți vedea lumina de la capătul tunelului și veți avea mai multă speranță și mai mult optimism pentru un viitor mai bun și să lăsați acel trecut în urmă. Protecție divină aici. Și aveți speranță să mergeți într-un loc anume care vă aduce foarte multă plăcere.
Renoire în viața dumneavoastră, ajutor, protecție divină. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru zodia Leu. Să ai speranță. Clar, ce să mai... Ai și speranța cu steaua, cu ai speranță. Speranța este ultima a muri. Ea îți dă forță și curaj pentru a lupta și a înfrunta momentele cele mai dificile și frustrare, confuzie și pierdere. Îngerul Amatiel îți comunică că viața, ca și natura, este compusă din ciclu și că iarna în curând se va termina. Așa că nu-ți pierde speranța, că uite aici, se va termina. Vei ieși din acele momente, din acea furtună emoțională care spuneam mai devreme. Și vei da tot la spate, te vei libera și văd că vei avea parte de o familie fericită și unită. Dragii mei, sper că am putut să vă ajut, vă mulțumesc că m-ați urmărit, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere, sănătate, numai bine!